Februarie este luna în care sărbăm iubirea, dar și începutul primăverii și reînvierea naturii. Este o lună marcată de două sărbători dedicate iubirii, Valentine's Day pe 14 februarie și Dragobetele pe 24 februarie. Valentine's Day, numită Ziua Îndrăgostiților, e o zi specială în care oamenii petrec clipe plăcute alături de cei dragi, renoindu-și jurămintele de dragoste. Venită din negura timpurilor de pe vremea getodacilor, dragobetele este varianta românească tradițională a sărbătorii iubirii, zi în care satele răsunau de veselia tinerilor. Îmbrăcați în haine de sărbătoare, aceștia se strângeau în grupuri și transformau această zi într-o adevărată petrecere cu mâncare și băutură, celebrând împreună iubirea și bucuriile naturii. Acestea sunt zilele din an în care oamenii își dăruiesc mici atenții în numele iubirii și își doresc acel ceva mai special. Iar printre ideile și sugestiile pentru cadouri, un loc aparte îl ocupă dulciurile. Pe lângă flori și șampanie, un cadou cu ciocolată, eterna expresie a pasiunii și iubirii, bucură, cu siguranță, inimile celor dragi. În Medgidia există un laborator de cofetărie care oferă o gamă variată de dulciuri pentru cei îndrăgostiți și nu numai. Ce își pot cumpăra tinerii îndrăgostiți și neapărat tinerii de la dumneavoastră? Da, ai dreptate, nu numai tinerii, pentru că toată lumea iubește, nu? Mai mult sau mai puțin. Sigur că ne preocupă, ca orice alt eveniment din cursul anului, ne preocupă și ziua îndrăgostiților. Ziua îndrăgostiților pe care, în mod normal, noi românii n-ar fi trebuit să o sărbătorim. O sărbătorim totuși și trebuie să le mulțumim celor care au, au adus acest obicei la noi în țară, pentru că numai așa ne-am amintit, că există și la noi dragobetele sărbătorit la sfârșitul aceleiași luni. Deci, zic eu că sunt mai bucuroși, pentru că au de sărbătorit două zile. Și ziua îndrăgostiților, și dragobetele. Sigur că gusturile sunt extrem de diferite. Din aceste motive, noi am încercat să realizăm produse cât mai multe, cât mai diversificate, și, bineînțeles, ținând cont și de faptul că ele trebuie să fie foarte gustoase. Una dintre condiții este aceea de a place ochiului un produs, și după aceea, a doua condiție, dar la fel de importantă, este aceea privind calitatea produsului. De asemenea, zic eu că am ținut cont de un lucru extrem de important. Sunt mulți care doresc să mănânce o prăjitură. Numai că unii spun este prea dulce. Și atunci nu mai îmi place. De aceea ne-am gândit să realizăm și prăjituri care sunt mai puțin dulci și care să satisfacă o altă, altă gamă de, de, de gusturi. De asemenea, realizăm de la simplele prăjituri, care cred eu că sunt. Eclerele și amandinele, savarinele, care sunt clasice, nu numai mai simple, dar sunt și clasicele prăjituri, până la prăjituri mai noi, al cărui design zic eu că este specific cofetăriei noastre, pentru că, într-adevăr, atât. Conținutul cât și designul prăjitorilor a fost realizat în exclusivitate, deci ne aparține în exclusivitate. Produsele iau naștere din ingrediente sănătoase și sunt pline de savoare, iar cremele dulci, aromate, sunt asociate cu fructe proaspete, ciocolată fină și frișcă. Pentru ziua îndrăgostiților, ca să revenim la întrebarea inițială, noi realizăm o serie de torturi, conținutul este extrem de diferit, adică poate să fie un tort de lichior, un tort pe bază de fructe, un tort cu vișine și cu cremă de ciocolată, un tort numai de ciocolată, tot, tort barotat cu migdale, tort figaro cu mixuri de Macedonia, deci chiar nu ar avea sens să le număr, pentru că sunt sigură că mare parte din clienții noștri le cunosc cei care nu le cunosc au ocazia și le-am stârnit curiozitatea pentru a veni să le comande și să le guste. Și, după aceea, este vorba de uh, torturi care au o inimă specifică evenimentului. Uh, torturile mai mici sau mai mari. Cu inimioare, inimioare din ciocolată, prăjituri sub formă de inimioare, vor fi torturi pe care va fi desenată numai o inimioare. Țin să menționez că o serie de inimioare sunt realizate chiar de noi din ciocolată albă și din ciocolată neagră. Cei care doresc să le facă celor dragi o surpriză dulce pot găsi aici și torturi personalizate în formă de inimă cu cele mai frumoase mesaje de dragoste.